Dacă vreau să beneficiez de ajutorul pentru încălzire ca persoană singură îndreptățită, completez formularul Cerere Declarație pe propria răspundere cu informații generale despre mine, dar și cu date referitoare la tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, oferind detalii cu privire la denumirea furnizorului, codul titularului de contract, codul de client și codul loc consum. Informații pe care le găsesc în factura de utilități sau pe lista de întreținere de la Asociația de Proprietari. Dacă vreau să beneficiez și de suplimentul pentru energie, pot primi sprijin suplimentar pentru iluminatul locuinței, pentru activități casnice, alimentarea echipamentelor electrice medicale, pentru asigurarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie completând în formular fiecare tip de energie în parte, pe lângă datele menționate anterior. Dacă vreau să beneficiez de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizez în formular datele privind toate veniturile și bunurile pe care le dețin. Dacă întâmpin în dificultăți, asistentul social din primărie mă poate ajuta la completarea și depunerea formularului. Dacă vreau să ajut o persoană îndreptățită să primească ajutorul pentru încălzire, Completez formularul Cerere declarație pe propria răspundere, atât cu informații generale despre mine ca solicitant, dar și cu informații despre persoana îndreptățită, în numele căreia solicit sprijinul. În formular voi adăuga și datele referitoare la tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, oferind detalii cu privire la denumirea furnizorului, codul titularului de contract, codul de client și cod loc consum, informații pe care le găsesc în factura de utilități sau pe lista de întreținere de la Asociația de Proprietari. Dacă vreau să ajut o persoană îndreptățită să primească și suplimentul pentru energie, poate primi sprijin suplimentar pentru iluminatul locuinței, pentru activități casnice, alimentarea echipamentelor electrice medicale și pentru asigurarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie completând în formular fiecare tip de energie în parte, pe lângă datele menționate anterior. Pentru ca persoana îndreptățită să beneficieze de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizez în formular datele privind toate veniturile și bunurile pe care aceasta le deține. Dacă întâmpin dificultăți, asistentul social din primărie mă poate ajuta la completarea și depunerea formularului. Dacă sunt reprezentantul unei familii și vreau să beneficiez de ajutorul pentru încălzire, completez formularul cerere declarație pe propria răspundere cu informații generale despre mine și despre membrii familiei, dar și cu date referitoare la tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, oferind detalii cu privire la denumirea furnizorului, codul titularului de contract, codul de client și cod loc consum. Informații pe care le găsesc în factura de utilități sau pe lista de întreținere de la Asociația de Proprietari. Dacă vreau să beneficiez și de suplimentul pentru energie, pot primi sprijin suplimentar pentru iluminatul locuinței, pentru activități casnice, alimentarea echipamentelor electrice medicale și pentru asigurarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie completând în formular fiecare tip de energie în parte, pe lângă datele menționate anterior. Dacă vreau să beneficiez de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizez în formular datele privind toate veniturile și bunurile pe care le deține familia. Dacă întâmpin în dificultăți, asistentul social din primărie mă poate ajuta la completarea și depunerea formularului.